care un solemn dedicat zilei cunoștinților și primului sunet o declar deschisă. Rog onorarea drapelului și imnului de stat a Republicii Moldova. Popa, șef secției management de curriculum și formare profesională continuă, Direcția Educația Nene Noi. Victor Jireghi, primarul satului Bulbaca. Oleg Surchicin, ofițer superior de urmărire penală în cadrul Inspectoratului de Poliție a Nene Noi. Domnul Oleg Surchicin, absolventul liceului nostru, rog prezența dumneavoastră aici în fața careului. De asemenea, sunt prezenți cei care vă învață cum să cuprindeți cerul în mâini, cum să adunați lumina razelor de soare pentru a croi voalul de cunoștințe. Sunt ei, profesorii, izvor nesecat de cunoștințe, care vă dăruie aripi gândurilor și năzuințelor. Cu un cuvânt de felicitare se invită Igor Guzun, directorul instituției. Dragi colegi, dragi părinți, elevi, pentru părinți, pentru profesori, pentru copii, cu atât mai mult ea este deosebită pentru cei care au pășit pentru prima dată în pragul școlii. Vreau de la bun început să-i mulțumesc și să aduc într-adevăr sincere mulțumiri părinților care au contribuit la reparația curentă a sălilor de clasă, a cei care au îmbunătățit acele condiții de învățătură a copiilor lor. De asemenea, cu recunoștință, mulțumesc primăriei satului Bulbac, Consiliul Local, care au contribuit cu o sumă de 95.000 de lei pentru reparația curentă a cabinetului și procurarea mobile pentru clasa 1 și cabinetului cu cerințe educaționale speciale. Anul acesta s-a spus că este semnificativ, 25 de ani de independență. Da, într-adevăr, am trecut și până acum trecem prin multe greutăți, însă speranța și speranța anume într-un viitor mai frumos este anume, iată, în copiii aceștia care sunt azi aici prezenți. Ei vor făuri viitorul nostru. De aceea astăzi, la început de an școlar, vreau să le doresc succese, succese la învățătură, sănătate și la mai mult și la mai mare. Vă mulțumesc! Primarul satului Bulbaca. Bună dimineața! Este o zi solemnă în satul Bulbaca. Știți, de dimineață pare că deasupra satului plutește o energie puternică. Întotdeauna 1 septembrie a fost o zi deosebită, o zi însemnată pentru fiecare localitate. În Bulbaca totuși se simte un flux puternic de energie pozitivă care vine de la copiii noștri din sat. Această energie pozitivă noi le dorim ca să păstreze pe tot anul de învățământ. Dragi copii, să bucurați părinții voștri, bunei, profesorii, cu note numai bune și cu succes foarte bune în învățământ. Noi, administrația publică locală, întotdeauna suntem în ajutorul vostru, în ajutorul liceului, în ajutorul profesorilor. Încă o dată, ca să nu vorbesc mult, vă doresc un an bun de învățământ. Doamna Nadejda Popa, șef secției management de curriculum și formare profesională continuă, Direcția Educație. Dragi copii, elevi, stimați pedagogi, părinți, onorată asistență. Astăzi, într-adevăr, este o sărbătoare mare
frumoasă pentru toți copiii Republicii, pentru toți copiii Moldovei. La Bulboaca, în deosebire, o atmosferă plăcută, așa cum a marcat și domnul primar, este o atmosferă bună de început de an școlar. Cred eu că acest an este deosebit pentru fiecare din dumneavoastră, în deosebit pentru cei 50 de micuți care au pășit pentru prima dată pragul acestei școli. Le dorim multă, multă sănătate, baftă în toate, realizări frumoase și tot pentru prima dată absolvenții clasei a 9-a sunt cei mai mari, cei mai deosebiți în această instituție, pe umerii care se lasă cele mai importante evenimente. Vă dorim ca să aveți o plăcere deosebită, atât de la activitatea în instituție, cât și de la examenele care vă așteaptă la sfârșitul acestui an. În numele Direcției Educației, Consiliul Raional al Nenii Noi, vă urăm sănătate, vă dorim succese și baftă în toate începuturile pozitive. Mulțumesc! Penală din cadrul Inspectoratului de Poliție a Nenii Noi. Bună dimineața, dragi elevi, onorată asistență, dragi profesori, părinți, eu sunt dispus de mândru și să vă salut și să vă felicit cu prima zi de școală din partea Inspectoratului de Poliție a Nenii Noi. Să vă doresc cât mai multe succese pe calea învățământului, să aveți sănătate, să puteți duce până la urmă toate cele ce v-au spus în plan. Și vreau să știți că poliția tot timpul e alături de voi și gata să vă vie în ajutor orice problemă. Din vatră și ascultați de mii de ori, dragii noștri profesori, ei săvârșesc minune adunând înțelepciune. Vă transmit cheița fermecată să adunați cunoștințe din lumea toată. Se invită cu un mesaj din partea părinților claselor întâi, Alena Caraman.